Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viețile noastre se desfășoară în Republica Fantastică România, care are și, evident, un guvern, o administrație publică. Și cumva, cu ultimele modificări la codul fiscal, coaliția aceasta de guvernământ a reușit să implementeze prezumția de vinovăție pentru contribuabili și în același timp să determine un val de concedieri, tocmai în rândul celor care au cele mai mici venituri. Cine te-a pus să muncești? Da, chiar așa. Cine te pune să muncești în țara asta când dai exemplu atâtor povești de succes bazate pe furt, șpagă, corupție și trafic de influență? Deci e vorba de un nou mod de impozitare a muncii care spune că oricâte ore ai munci, impozitul se calculează pentru un program de lucru de minimum 8 ore pe zi. Și, cu alte cuvinte, munca part-time a fost desființată de facto. Iar asta afectează, de pildă, personalul de curățenie, angajat de asociațiile de locatari. Pentru că persoanele acestea sunt angajate de cele mai multe ori cu un program de 2 ore pe zi. Că nici n-au nevoie de mai mult ca să curețe o scară de bloc și nici asociația nu își permite să plătească mai mult. Mm-hmm. Sunt foarte puține asociații, trebuie să fie oameni avuți în blocul respectiv ca să-și permită să aibă un angajat permanent, 8 ore pe zi, care să stea pe acolo. E, noile reglementări spun că impozitul trebuie să fie pentru 8 ore, chiar dacă angajatul nu are contract pentru 8 ore. Deci el lucrează, să zicem că este femeia de serviciu de la bloc. Vine, face curățenie, are un contract, e făcut un contract să nu muncească la negru, să plătești contribuții pentru persoana respectivă. Adică și tot interesul celor care plătesc să plătească și taxe la stat. Așa e legal. Că asta e legal ideea, e că știi? Dacă angajezi un om și sunt asociații de locatari care vor să, adică asociațiile vor să respecte legea, îți vine ITM-ul, ai încurcat-o. Dacă te prinde că ai angajat pe cineva la curățenie fără contract, și atunci oamenii au angajat, uite, să facem program de 2 ore, plătim și contribuții, ai și contribuții de sănătate, mai mult ne permitem și nici n-ai nevoie de mai multă. Dacă persoana respectivă are încă alte 3 contracte cu alte 3 asociații de locatari, e ok, pentru că cumulat se plătesc cele 8 ore. Dar așa nu... Bun, deci rezultatul e ușor de anticipat. În noua situație, fie îl dai afară, îi dai afară pe oamenii ăștia, fie începi să-i plătești la negru. Deci ce ar trebui să ducă, de fapt, la o creștere a încasărilor, în mintea geniilor economice de la guvern, va avea ca efect, dimpotrivă, scăderea lor. Că dacă îl plătești la negru, nu mai plătești niciun fel de taxe la stat și dacă îl dai afară, la fel. Te-ai spălat pe mâini, pa, pa. Și faci curățenie cu cine se mai nimerește pe acolo. Nu este cazul doar al personalului de curățenie din blocuri. Mai sunt bonele, de exemplu, sau juniorii de prin diverse companii care nu sunt la o facultate, că aici este o excepție. Bătrânii care își mai completează veniturile cu câte un job mic. Poate că sunt pensionari care nu vor să lucreze 8 ore pe zi. Poate și-au găsit ceva de făcut 2 ore, 4 ore, nu? Lucrează pe aici, pe acolo. Toți aceștia sunt victime colaterale ale deciziei guvernului. Și îți pui întrebarea, dar de ce să fie adoptat o asemenea măsură? În teorie, evident, pentru combaterea muncii la negru. Cu alte cuvinte, Ministerul Finanțelor sau Ministerul Muncii, mă rog, trebuie să fie observat că unele companii angajează personal pe contracte part-time doar ca să mai facă o optimizare fiscală. Adică dacă legal se poate, o faci și în felul ăsta îți mai reduci cheltuielile. Plătești impozit mai mic pe muncă, deși angajații respectiv muncesc, desigur, 8 ore sau chiar mai mult pe zi. Și evident că acest lucru e posibil și se întâmplă. Și trebuie combătut, normal. Dar pentru asta există organisme de control și audit și sancțiuni legale. Că de asta facem legi. Cei care le încalcă să le pedepsească, nu? Într-un stat de drept există prezumția de nevinovăție și cei care comit abateri, contravenții, infracțiuni și încalcă regulamentele, legile, nu știu ce, sunt investigați, anchetați conform legii și trebuie să plătească. Nu invers, toți suntem considerați vinovați. Asta a făcut statul. A decis că, de principiu, toți angajații part-time sunt, de fapt, frauduloși. La fel ca toți angajatorii lor. Că, de fapt, atunci când îl angajezi pe, angajezi pe cineva cu un program part-time de 2 ore, tu, de fapt, nu ai nevoie să-l angajezi cu 2 ore, ci încerci să fraudezi statul. Evident că sunt unii care asta fac, nu negăm lucrul ăsta. Dar nu toți. Și aia nevinovați sunt, adică
ăia ce vinau totuși să fie considerați vinovați de principiu. Așa că asta a făcut statul, a aplicat soluția generală, toți mint, deci toți să plătească. Mai întâi vorba aia, trimiteți-i pe toți, omorâți-i pe toți, că știe Dumnezeu să facă diferența. Ceea ce spune ceva foarte, foarte trist despre capacitatea administrativă a statului român, pe de-o parte, că nu e în stare să urmărească aplicarea legilor și să-i pedepsească pe cei care le încalcă, dar mai ales spune ceva foarte trist despre disprețul cu care administrația publică privește contribuabilii în țara asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.